Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la ultimul episod în ceea ce privește momentul în care am întors armele din 23 august 1944. Salut, Mihai! Salut! Pornim Salut. De pe Chiselev, de la numărul 51, se vede și acolo pe poartă. Dar, Mihai, spune-ne de ce pornim de aici. Da, la momentul 23 august 1944, aici locuia baronul Anton Ion Moceanu-i Stârcea, care era fiul marelui maestru de vânătoare Anton Stârcea, care murise în 1943 și era unul dintre cei mai bogați oameni ai țării. Se spune că era al doilea bogătaș după regele Mihai. El era la acel moment mare maestru de vânătoare al curții regale și era un fel de aghiotant, la fel ca Mircea Ionițiu, secretarul personal al regelui Mihai, era unul dintre apropiații regelui Mihai. Ei bine, după 13-14 iunie, când s-a constituit Comitetul Militar în Calea Moșilor numărul 103, ulterior au avut loc mai multe ședințe în București. În unele locuri am fost, acum am rămas ultimele trei, să zicem, locuri de parcurs. Casa aceasta lui Moceanu-i Stârcea, baronului Stârcea, este situată pe Chiselev 51. În stânga avem parcelarea Halfon de la 55-57, o parcelare din anii 20. Da, este un pic în pe parte, nu se poate vedea, o să trecem un pic mai încolo și este o parcelare din anii 20 care a aparținut unei familii evreiești de rit spaniol, comunității evreiești de rit spaniol și care a fost ridicată în anii 20. În ea a locuit și arhitectul Duiliu Marcu în perioada interbelică. Iar în partea dreaptă avem Casa Titulescu la numărul 47, Fundația Nicolae Titulescu în zilele noastre și la șosea, cum este cunoscută șoseaua Chiselev în popor, începe undeva către Piața Victoriei, la Palatul Victoria, cu cele două muzee, Muzeul Geologic și Muzeul Țăranului Român. Urmează fosta reședință a ambasadorului Statelor Unite ale Americii din anii 80-90 de pe Chiselev 21. Urmează ambasada Rusiei, care a și fost sediul al legației Uniunii Sovietice în anii 40 și apoi al Uniunii Sovietice, ambasada Uniunii Sovietice în anii 70-80. Apoi urmează și sediul PSD, care a fost în anii 50 școala de literatură Mihai Eminescu și apoi sediul Uniunii Scriitorilor. În fine, sunt mai multe vile și conace boierești care datează încă de la începutul secolului al XIX. Ori aici, în Chiselev 51, în casa părintească al baronului Ion Moceanu-i Stârcea, au avut loc circa 4-5 ședințe conspirative pentru pregătirea actului de la 23 august. La ele au participat Emil Bodnaraș, reprezentantul militar desemnat de Partidul Comunist, de Comitetul Central al Partidului Comunist, pentru a reprezenta interesele partidului în această conspirație. A participat diplomatul Grigore Niculescu Buzeș, care era confidentul lui Maniu, generalul Vasiliu Rășcanu, care era comandantul Corpului 5 teritorial de pe Valea Prahovei. A participat și Dumitru Dămăceanu, șeful statului major al Comandamentului Militar al Capitalei și secretarul personal al regelui Mircea Ionițiu. Casa, nu pot să vă spun prea multe despre ea pentru că nu am găsit niciun fel de informații. Este una dintre puținele vile de pe șoseaua Chiselev care se află în această semiparagină. De regulă cam toate sunt aranjate pentru că evident protipendada din zilele noastre s-a mutat pe șoseaua Chiselev, la fel ca și pe Bulevardul Aviatorilor și cartierul Primăverii, pentru că este o zonă foarte ofertantă. Pe partea cealaltă este parcul Herăstrău, iar vis-a-vis e un părculeț în care se găsesc blocurile secției gospodărie de partid ridicate în anii 60 pentru nomenclatura de partid. Iar în zilele noastre, blocurile de vis-a-vis, deci blocurile de 2-3 etaje, sunt administrate de REAPPS. Adică cele pe care le vedem și da, noi. Da, da, printre copaci se văd puțin. REAPPS-ul le administrează în zilele noastre. REAPPS-ul este moștenitorul secției gospodăriei de partid a Comitetului Central al PCR. Bun, revenind la 23 august 1944, aici au avut loc unele dintre cele mai importante ședințe ale conspiratorilor, pentru că erau în siguranță, mai exista o ieșire pe partea cealaltă, pe strada Pictor Mirea, o ieșire de siguranță, cum ar veni, deci conform terminologiei comuniste, asigura și clandestinitatea totală, pentru că întotdeauna ședințele conspirative trebuiau să aibă loc în case și vile care mai aveau o ieșire, în caz de deșindere a siguranței, participanții să poată ieși pe un backup. Și această vilă mai are o ieșire pe strada Pictor Mirea. Din păcate, în zilele noastre arată cum arată. Am o fotografie din anii 60 în care se vede iedera pe fațadă, deci nu s-au schimbat prea multe în ceea ce privește look-ul vilei. Să pășim un pic spre parcelarea Halfon, ca să vedeți în ce zonă, în ce context aveau loc aceste întâlniri și în perioada interbelică, evident, la șosea erau cele mai cunoscute și locuiau cei mai înstăriți oameni ai vremii. Aici este Chiselev 53, tot așa avem o vilă pe partea cu strada Grigore, intersecția cu Grigore Mirea. Iar aici, aceasta este strada pe unde era cealaltă ieșire. Superba stradă Grigore Mirea, Pictor Mirea. Și iar acest complex de 5 vile, un ansamblu de 5 clădiri tip duplex, actele au fost depuse în 1922 de arhitectul Ștefan Burcuș în numele proprietarului Rafael Halfon. Adică acesta de aici. Da, aici începe.
Doar o parte dintre ele sunt restaurate, renovate. Acolo este și sediul unui partid politic din opoziție, USR-ul, se poate vedea. Este sediul central. Așa cum am spus, acest complex de 5 clădiri a aparținut familiei Halfon, o familie evrească de rit spaniol, implicată în organizarea școlilor evreiești, implicată în educație, în educația comunității evreiești. Iar vis-a-vis avem Parcul Herăstrău și Arcul de Triumf. Bineînțeles, la momentul 23 august 1944, la șosea nu era o zonă la fel de populată ca în zilele noastre, era un pic mai retrasă. Chiar dacă era o arteră centrală, totuși nu aveam acest nivel de flux de mașini ca în zilele noastre. Ce s-a întâmplat cu baronul Mocioni Stârcea? Imediat după 23 august el a devenit mareșal al Palatului, iar în 1947 el a fost arestat, imediat după arestarea liderilor PNC și judecarea lor în acel proces al conducerii PNC în frunte cu Iuliu Maniu. De asemenea, Ion Mocioni Stârcea a fost arestat și a fost inclus ulterior în procesul Pătrășcanu. Ei au încercat să stoarcă mărturii de la Mocioni Stârcea, anchetatorii securitatea, pentru a-l incrimina pe Pătrășcanu. Vezi, doamne, ei au făcut parte dintr-o conspirație anglo-americană și ar fi spioni anglo-americani care au activat și după 23 august 1944. O nebunie, pentru că la momentul întoarcerii armelor, Uniunea Sovietică era într-o coaliție a Națiunilor Unite cu Statele Unite și Marea Britanie și Franța. Deci să-l acuz pe Mocioni Stârcea și pe Lucrețiu Pătrășcanu de conspirație de spionită și trădare a fost cam aberant. Și mă rog, i-au spus că această colaborare și acest proces de trădare a lui Mocioni Stârcea cu Pătrășcanu își are rădăcinile în perioada anilor 40, deci în timpul războiului. El a fost implicat în acest lot Pătrășcanu, a fost judecat și el, a primit angren de pușcărie, el deja efectuase un stagiu de arest preventiv, pentru că fusese arestat în 47 și procesul a avut loc în 1954 și a stat ani de zile în arest preventiv. Ulterior a primit și condamnarea și a fost eliberat la începutul anilor 60, undeva prin 1962, după ce securitatea i-a propus să scrie memoriile, să dea o declarație fluviu, în care să relateze tot ceea ce a trăit la Casa Regală, la Curtea Regală și imediat după 1944. El s-a conformat, timp de un an de zile, între 1960-61, a scris la Malmaison, a fost adus la închisoarea Malmaison și Uranus și a dat această declarație fluviu, care astăzi se găsește și la Arhiva CNSAS și la Arhivele Naționale, în fondul secției administrativ-politică. Din păcate, aceste memorii, aceste amintiri, să zicem, memorii e mult spus, aceste amintiri nu au fost publicate, și în momentul de față se află doar în faza de document istoric. Să aruncăm o privire și spre latura de nord, să zicem, a vilei. Ce s-a întâmplat cu baronul Stârcea? Imediat după eliberarea din penitenciar în anul 1962, autoritățile i-au permis să emigreze, a plecat în Elveția cu acte în regulă. Soția lui deja plecase cu câțiva ani în urmă și a plecat în Elveția, acolo unde l-a prins și Revoluția. Evident, multe din proprietățile lui pe care le moștenise de la tatăl său adoptiv, trebuie spus, au intrat în faza de naționalizare, au fost naționalizate. El avea multe proprietăți și prin Timiș, în Bucovina și aici în București, mai avea o casă pe strada Cristofor Columb. Deci acestea au intrat în proprietatea statului, acum nu știm în proprietatea cui se află. Aceasta este latura dinspre Pictor Mirea, a vilei. Este, putem spune, o vilă tip vagon. Gardul fier forjat, bănuiesc că este, datează chiar de atunci. Ar putea fi folosită pentru decor de film. Are, păstrează patina vremii. După 1989, regizorul Caranfil, tatăl, a fost în Elveția și să ia un interviu. În 1991, interviul a fost publicat în Libertatea și el a fost întrebat dacă regretă anumite pasaje din acele amintiri scrise în timpul detenției. Pentru că toată lumea consideră că acelea au fost scrise sub presiune și, într-adevăr, e foarte multă fabulație în acele amintiri. Sunt inconcordanțe majore, uneori și minciuni crase, dar asta nu le diminuează importanța. Și l-a fost întrebat de regizorul Caranfil dacă cumva are ceva de retractat, dacă îi pare rău că a dat acele declarații. Mocioni Stârcea a răspuns foarte senin că el nu retractează nimic și că tot ceea ce a scris acolo este și și-a amintit la începutul anilor 60. Da, foarte interesant, dar un cercetător cu privire critică, un istoric contemporaneist, poate identifica foarte ușor multe pasaje și multe date care nu se pupă între ele. Coroborate fiind, nu dau nimic, nu rezultă nimic. Suntem pe strada Naum Râniceanu, numărul 27, o vilă ridicată în anii 30, la începutul anilor 30, de către un dezvoltator italian. Ea a fost achiziționată de către mama soției colonelului Dumitru Dămăceanu, Valeria Stroescu, văduva omului politic conservator Gheorghe Stroescu. Și, așa cum am spus, a fost ridicată în anii 30, a fost cumpărată de către văduva lui Gheorghe Stroescu
iar către sfârșitul anilor 30, întregul imobil a fost reamenajat de către celebrul arhitect Tiberiu Niga. La momentul 23 august 1944, aici locuia colonelul ajutant Dumitru Dămăceanu, cel care, vă spuneam, a fost șeful statului major al Comandamentului Militar al Capitalei și a avut un rol determinant pe partea militară în actul de la 23 august. Imediat după 13-14 iunie, când a avut loc acea ședință conspirativă în Calea Moșilor 103, au urmat mai multe ședințe conspirative în mai multe imobile din București. Iar aici, în Naum Râmnicianu, unde locuia colonelul Dumitru Dămăceanu, au avut loc întâlniri ale acestuia, ale colonelului Dămăceanu, cu Emil Bonăraș, reprezentantul Partidului Comunist. Cele mai multe întâlniri au avut în tet-a-tet, în varianta Dămăceanu-Bonăraș. Erau niște ședințe de informare în care Dămăceanu informa asupra planului de operații, pentru că el lucra la planul de operații. În cazul în care noi am fi întors armele și am fi răsturnat guvernul Antonescu, trebuia un plan operativ redactat de comandament pentru a mobiliza trupele din București. Și el îl informa periodic, pe o dată la săptămână, o dată pe săptămână, pe Bonăraș asupra acestui plan, demersului de redactare a acestui plan de operații. Plan de operații care era elaborat împreună cu cei doi adjuncți ai săi, maiorul Vițeleanu și maiorul Rasovicianu. De asemenea, ei veneau aici în casa din Naum Râmnicianu 27 pentru ședințe de pregătire a acestui plan de operații, pentru că acest plan are câteva pagini bune și vizează toate unitățile militare disponibile la acel moment, gata de luptă. De asemenea, aici în Naum Râmnicianu a venit și generalul Vasiliu Rășcanu, cel care vă spuneam că a fost și la Chiselef 51, și aceste ședințe au avut în general un rol de pregătire militară. Deci mai puțin pe partea politică, aici mai mult pe partea militară. Ședințele politice aveau loc în Chiselef 51, la Palatul Regal, la Palatul Peleș sau în Cristofor Columb numărul 3. Pregătirile militare operate de către Dămăceanu se pare că au dat roade, de fapt nu se pare, este cert că au dat roade, din moment ce la momentul 23 august 1944 lucrurile au decurs foarte bine și toate unitățile au fost alarmate și au intrat în luptă și au blocat toate unitățile militare care alcătuiau garnizoana germană. În ceea ce privește imobilul, a fost naționalizat imediat după 1953. Colonelul Dămăceanu i s-a acordat gradul de general și a fost avansat la 7 zile de la actul de la 23 august, pentru că el a fost trimis la Moscova pentru a semna armistițiu și nu putea fi trimis un colonel, ci trebuia trimis un general. Și de aceea noul guvern Sănătescu a luat decizia de a-l avansa la gradul de general. Ulterior, el a deținut funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, un post de inspector la Ministerul Apărării și în anul 1948-49 a fost trecut în rezervă. Ulterior, a lucrat ca director la Plafar, iar în anul 1953 a fost arestat, la fel ca mulți dintre cei care au pregătit actul de la 23 august, însă el a fost arestat pe o problemă, să zicem, nu politică, ci mai degrabă de drept comun, respectiv deținere de devize, de monede de aur, de cocoșei. Avea o cantitate de monezi de la soția sa și securitatea a aflat și i-au arestat și i-au ținut câteva luni de zile, însă Emil Bonăraș, cu care colaborase în vara lui 1944, a intervenit pentru a-l elibera și a fost eliberat după câteva luni de zile. Ulterior a fost recuperat, a fost instalat în funcția de director al Direcției Generale a Serviciului Muncii în 1956, a deținut această funcție până în 1961, când a fost desființată Direcția Generală a Serviciului Muncii, iar ulterior a deținut o serie de funcții la Direcția Generală a Rezervelor de Stat. Ulterior a fost avansat la gradul de general colonel în rezervă, deci cu 3 stele, și a murit în anul 1978. De pe urma sau a rămas o arhivă personală impresionantă. El a încercat în mai multe rânduri să-și publice memoriile, însă regimul nu a fost de acord, nici în perioada lui Gheorghe Udej, nici în perioada lui Ceaușescu. De ce? Pentru că, fiind un element cheie al conspirației de la 23 august, evident că el a trăit multe și a văzut multe. Bun, deci în Naum Râmnicianu numărul 27, la domiciliul lui Dumitru Dămăceanu, au avut loc, așa cum am spus, pregătirile militare. Deci cei care au conspirat au purtat conciliabule în crucea nopții pe partea militară. Snagoviștii și sinaioții, cei care activau pe zona politică a conspirației, respectiv snagoviștii fiind cei care se aflau în dispersie la Snagov, în comuna Snagov, din cauza bombardamentelor din București, au fost nevoiți să se refugieze în comuna Snagov. Și de aici și titulatura de snagoviști, respectiv sinaioții, locuiau în jurul Palatului Peleș, unde era președința de vară a regelui Mihai. Colonelul Dămăceanu a avut mai multe întâlniri conspirative aici în Naum Râmnicianu număr 27, inclusiv șeful statului major al jandarmeriei, colonelul Constantin Anton, a participat aici la două ședințe, el fiind cooptat în conspirație în iulie 1944. Vorbeam de arhiva personală a colonelului Dămăceanu, am spus că a lăsat în urmă o arhivă însemnată, mai multe memorii, amintiri, corespondență diversă cu diferite personalități ale vremii. De asemenea, amintirile sale se regăsesc și în arhiva fostului Institut de Istoria Partidului, care ulterior au fost preluate de către Arhivele Naționale și în momentul de față pot fi studiate la sediul Arhivelor Naționale. Din păcate, aceste amintiri ale lui Dămăceanu nu au fost publicate nici în perioada comunistă, nici după 1989.
în perioada comunistă nu s-a publicat pentru că, el fiind considerat omul cheie al conspirației pe partea militară, evident că văzuse foarte multe lucruri și auzise foarte multe lucruri și, bineînțeles, regimul nu agrea acest vedetism ca cineva să iasă în față și să-și reclame meritele într-un eveniment istoric. De regulă, trebuia ca în prim plan să iasă partidul, evident. Și din această cauză, Dumitru Dămăceanu a fost vexat de către autoritățile vremii. El nu a reușit, deși și-a scris amintirile în 12 variante a avut acest manuscris. Ultimul este datat, cred că, 72-73 și s-a speculat foarte mult în istoriografia postdecembristă pe marginea acestor memorii și acestor variante că ele ar fi fost adaptate în funcție de contextul politic. Într-un fel ar fi fost scrise sub Gheorghe Udej, într-un alt fel ar fi fost scrise sub regimul Ceaușescu, când evident a fost recuperat și i s-au acordat și gradele ulterioare de general locotenent și general colonel în rezervă și diferite ordine și merite și medalii ale Republicii Socialiste România. El a încercat în mai multe rânduri să facă diferite demersuri către autoritățile vremii și către Comitetul Central și către diferite edituri, editura militară, s-a adresat acestor instituții rugându-le, implorându-le să accepte manuscrisul său, dar a fost refuzat de fiecare dată, nici chiar Bodnăraș, cu care se afla în continuare în relații foarte bune. Se pare că nici Bodnăraș nu a reușit să intervină pentru a-l face aceste memorii publicabile. Și din acest punct de vedere există o lacună istoriografică. Pentru că dacă vom consulta aceste memorii, el merge în foarte multe amănunte și în ceea ce privește întâlnirile sale de aici, din Naum Râmnicianu, numărul 27. De pildă, întâlnirile cu Bodnăraș și cu cei doi ofițeri, Rasovicianu și Vițeleanu, aveau loc în această cameră, unde se vede acest grilaj din fier forjat, iar soția lui cumva stătea la pândă, la etaj, pentru ca nici o mașină a siguranței sau un agent al siguranței să nu se instaleze în acea poartă. Uite, hai să arătăm cum ieși poarta. Da, la acea intrare. Și în timp ce ei discutau aici la parter, soția veghea de la etajul 1 pentru a asigura securitatea, conspirativitatea ședinței. Și această casă are o ieșire în spate, în curte din spate, deci din punct de vedere conspirativ, din punctul de vedere al normelor conspirative ale Partidului Comunist, era în regulă, era ok. În memoriile sale, Dumitru Dămăceanu se referă pe larg și la aceste conciliabule care aveau loc aici în Naum Râmnicianu 27 și, bineînțeles, multe alte întâlniri, pregătiri, evenimente care au avut la comandamentul militar al capitalei în zilele 23-24 august 1944. Imediat în seara zilei de 23 august, el a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne și a predat șefia statului major al comandamentului, locotenent colonelului Nicolae Cristea. Și acest ofițer a fost cel care a fost responsabil pe București de coordonarea trupelor române în luptele purtate cu trupele germane din București, staționate în București. Suntem pe strada Constantin Tănase, iar în spatele nostru, pe strada Constantin Tănase numărul 2B, fostă stradă Pavel Tkachenko în perioada comunistă. Pe acest perete de vilă se observă o plăcuță stradală care datează din perioada comunistă și se vede Pavel Tkachenko. Iar mai jos avem aici numele actualei străzi, Constantin Tănase, pentru că în cartierul Vatra Luminoasă sunt mai multe străzi care poartă denumirea de numele mai multor actori din secolul 20. Și aici, în spatele nostru, această vilă de pe strada Constantin Tănase, numărul 2B, care se află la intersecția cu strada Sighișoara, fostă Constantin Burcă în perioada comunistă. În această vilă, din spatele nostru, au fost deținuți cei doi Antonești, Mihai Antonescu și Ion Antonescu, după ce au fost reținuți la Palatul Regal în ziua de 23 august. Au fost transportați aici în noaptea de 23-24 august, în jurul orelor 3. Ei au fost aduși de la Palatul Regal cu un microbuz care aparținea batalionului de gardă regală. Au fost aduși aici, având un antemergător, o mașină a Partidului Comunist, și în această casă în care locuia Emil Bodnăraș. Emil Bodnăraș fusese eliberat din penitenciarul Caransebeș în noiembrie 1942, avusese o discuție cu agenții siguranței, promisese la eliberarea din penitenciar că nu se va ocupa de activități politice, dar imediat după eliberarea din penitenciar, el a luat legătura cu diferiți reprezentanți ai Partidului Comunist și s-a angajat la o firmă Neon, o firmă de textile, de comercializarea textilelor, care aparținea fostului ofițer regal din Armata Regală, Victor Precup. Cum intrase el în posesia acestei vile din strada Constantin Tănase numărul 2B? Păi acest Victor Precup, care condusese un complot la începutul anilor 30 împotriva lui Carol al II-lea, un complot militar care viza răsturnarea lui Carol al II-lea și instaurarea unei dictaturi naționaliste, acest ofițer, locotenent colonelul Victor Precup, a coalizat câțiva militari, câțiva ofițeri în anii 30, pentru a-l răsturna pe Carol al II-lea.
Însă ei au fost prinși. În această rețea lui Victor Precup căzuse și un anume Iuliu Orban, un comerciant. Și Iuliu Orban și cu Victor Precup s-au regăsit în anii 40, în libertate. Ei fuseseră condamnați la ani grei de pușcărie, dar odată cu accederea la puterea lui Ioan Antonescu și care pe tron al regelui Mihai, Mihai îi grațiase, dăduse un decret de amnistie și în septembrie 1940 amnistiase de pedeapsă. E, și odată puși în libertate, Victor Precup și Iuliu Orban au pus pe roate această firmă de comercializare a textilelor, care a început să producă foarte mulți bani. Ei primeau subsidii și de la industriașul Max Auschnitt, cu care erau în legătură. Victor Precup avea foarte multe legături și în zona cercurilor de conducere din Partidul Național Țărănesc. El vizita, pentru că era rudă cu fruntașul PNţ Aurel Dobrescu, și prin acest fruntaș PNţ avea acces la liderii PNţ, la Hudiță, la Hudiță care mi se pare locuia chiar aici, pe strada Constantin Tănase, la Hudiță, la Maniu, la Popovici și așa mai departe. Și participa și la unele întâlniri de la Snagov, dar și la unele întâlniri conspirative din București. După eliberarea lui Bodnăraș din penitenciar, așa cum am spus, în noiembrie 1942, Spătaru, cum era cunoscut în mișcarea comunistă, criptonimul Spătaru sau inginerul Ceaușu, a luat legătura cu Victor Precup și s-a angajat la această firmă. De ce s-a angajat ca agent comercial la această firmă? Să aibă o acoperire pentru a se deplasa în țară cu diferite misiuni încredințate de partid. După eliberarea din penitenciar, siguranța îi pusese în vedere lui Bodnăraș să nu întreprindă acțiuni conspirative, însă Bodnăraș și-a stabilit domiciliul la Brăila, promisese că se va stabili la Brăila, unde va funcționa ca agent comercial, însă a încălcat această interdicție și a început să circule ușor sub această acoperire de agent comercial la firma Nion, a început să circule prin țară și să stabilească diferite legături cu mișcarea comunistă, cu liderii Partidului Comunist. A fost și inclusiv la Târgu Jiu, unde a luat legătura cu Gheorghe Udej, după ce acesta fusese eliberat pentru a fi tratat la spitalul din localitate. De asemenea, la 4 aprilie 1944, Bodnăraș preluase conducerea partidului împreună cu Constantin Pârvulescu și cu Iosif Rangheț și dăduseră jos din conducerea partidului pe Ștefan Foli și instaurase această troică, acest triumvirat în conducerea Comitetului Central. Și ușor, ușor, Emil Bodnăraș, care conducea resortul militar, aparatul militar al partidului, și-a restabilit toate legăturile. A început să, prin fratele său și prin tehnica sa, prin Cecilia Münzer, care îi va deveni soție, Florica Bodnăraș, ulterior în anii 50, îi va deveni soție, a început să aibă legături și cu cei care depozitau arme, strângeau armament și muniție, pentru ca la momentul orei H, a zilei Z de răsturnarea regimului Antonescu, să fie înarmați corespunzător. Și a început să creeze această formațiune de luptă patriotică. Casa din spatele nostru a fost pusă la dispoziția lui Bodnăraș undeva în anul 1943, prin subsidiile oferite de Max Auschnitt via Victor Precup și Iuliu Orban. Bodnăraș a achiziționat-o, ea a servit ca acoperire pentru mai multe întâlniri conspirative cu Iosif Rangheț, cu Constantin Pârvulescu și cu fratele său Manole Bodnăraș, care era concentrat ca sergent la flotila 3 bombardament din Craiova, dar făcea mai multe drumuri către București, în permisii și în diferite învoiri. În schimb, la 15 august 1944, odată cu arestarea fratelui său, Manole Bodnăraș, Emil Bodnăraș a fost nevoit să părăsească această vilă și să schimbe domiciliu. El a revenit la această vilă abia în seara zilei de 23 august, în noaptea de 23 pe 24 august, când au fost aduși antoneștii și cei doi ofițeri, respectiv Constantin Vasiliu, generalul Constantin Vasiliu, care era subsecretar de stat la Ministerul de Interne și șef al jandarmeriei, și colonelul Elefterescu, care era prefectul Poliției Capitale. Și aceștia erau apropiații lui Antonescu, oamenii cei mai de încredere ai celor doi antonești, în special al generalului Ioan Antonescu. Așa cum spuneam, ei au fost aduși în noaptea de 23 pe 24 august de o echipă formată din câțiva paramilitari ai Partidului Comunist Român, din aceste formațiuni de luptă patriotică. Am să le citesc numele ca să nu le greșesc numele. Deci această echipă de șoc condusă de Emil Bodnăraș și Ștefan Mladin, cel care avea să fie colonel de securitate în anii 50 și un fel de șef al Direcției de Securitate și Garda Securității, care asigura paza demnitarilor regimului. Deci Emil Bodnăraș împreună cu Ștefan Mladin, împreună cu alături de Ilie Dinuț, alias Bălășoiu, Ioan Constantinescu, Nicolae Dumitrescu, Nicolae Prosan, Vasilie Iliescu, Ion Marghian, Ion Miroiu și Ion Paraschiv. Aceștia au fost cei care au însoțit pe Antonești în acest microbuz. După ce i-au debarcat pe Antonești, Ion Antonescu și Mihai Antonescu, mi se pare, au fost cazați la etajul 1, iar Elefterescu și cu Constantin Vasiliu la parter. Vila avea o ieșire și prin spate la acel moment și avea și, din câte știu, niște ramificații în subsol, niște culoare de evacuare în cazul în care ar fi fost capturată sau monitorizată de siguranță, în care ar fi deschisă siguranța. Cei care erau în interior puteau foarte ușor să evacueze imobilul prin subsol sau prin ușa din spatele vilei. Antoneștii au fost și cei doi ofițeri au fost ținuți aici
din data de 24 august până în data de 30 august, când nou guvern Sănătescu și ministrul de interne Aurel Aldea, care făcuse parte din conjurație, i-au predat garnizoanei sovietice, care se stabilise în București chiar în ziua de 30 august, primele avangărzi ale armatei sovietice au sosit în București pe 30 august. Nu se știe sigur, în 30 sau 31 august Antonescu au fost predați sovieticilor, ulterior aceștia au fost transportați la Moscova, unde au fost anchetați timp de un an de zile și mai bine de un an de zile, iar ulterior au fost retrimiși în țară pentru a fi judecați de Tribunalul Poporului, iar după ce Tribunalul Poporului a judecat și i-a condamnat la moarte pe Constantin Vasiliu, pe Ion Antonescu și Mihai Antonescu, aceștia au fost duși în Valea Piersicilor la închisoarea militară Jilava și executați în data de 1 iunie 1946. Corpul lui Ion Antonescu a fost preluat și dus la crematoriul Cenușa, a fost incinerat și, din câte știu, Cenușa a fost aruncată, împrăștiată pe lacul Snagov, tocmai pentru ca să nu existe un punct fix, pentru ca adepții lui să nu aibă un loc de pelerinaj la mormântul sau la urna sa cu Cenușa, care a fi fost amplasată într-un cimitir sau în columbarul crematorului Cenușa. Și cam acesta este sfârșitul brusc al Antoneștilor din august 1944. Păi, acesta fiind spuse, iată că întreaga serie se termină aici. Salve. Vă salutăm, îți mulțumim. Da, mulțumesc și eu. Și îți urăm toate cele bune. Mulțumesc și eu. Asemenea.